În fiecare zi, la UPU Vâlcea sunt consultate cel puțin 250 de persoane, adică 50 de pacienți pentru fiecare dintre cei 5 medici. Schema de personal prevede 8 medici, dar managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Dan Ponoran, a constatat că nimeni nu dorește să se angajeze într-un loc de muncă atât de stresant. La ora actuală nu avem un deficit care să ne pericliteze activitatea, într-adevăr. Dar vă dați seama că avem compartimente întregi care au un număr de 5 asistenți, care e numărul minim de angajați ca să faci o normă pe 24 de ore. În momentul în care unul se va îmbolnăvi sau unul va ieși la pensie, atunci vor apărea probleme. Da? Deocamdată ne descurcăm. Vom încerca să le descurcăm din alte sectoare. Ne vom descurca. Vreo specialitate medicală a rămas neacoperită în spitalul Județean? UPU. Avem 3 posturi de medici la UPU care nu reușim să găsim pe nimeni să scrie la concurs. În schimb, se apropie de final înscrierile acum pentru multele posturi care au ieșit în decembrie la concurs. La chirurgie generală avem un candidat, la ortopedie avem 2 candidați, la hematologie avem un candidat, la gastroenterologie un candidat. La oftalmologie avem 2 candidați rezidenți ultimul an pe acele 2 posturi, pentru că trăiam ca spital județean doar cu 2 medici oftalmologi și avem nevoie de cel puțin 4 și se pare că îi vom avea ca și rezidenți din februarie și la muncă din ianuarie 2019, care e un mare lucru. Dar, într-adevăr, la unitatea de primiri urgențe, care acum este extrem de aglomerată din cauza problemelor pe care le au medici de familie, acolo suntem în deficit de medici și, din păcate, nu reușim să atragem medici în specialitatea medicină de urgență, dar asta e o problemă la nivel național, nu numai la Vâlcea. E prea stresant activitatea sau care să fie motivul? E o meserie foarte grea, stresantă și gândiți-vă că la noi acum sunt jur de 250 de prezentări pe zi. Avem 3 medici ziua, 2 noaptea. Să punem o medie de 50 de prezentări pe medic. Credeți-mă că e greu doar să stai de vorbă cu 50 de oameni pe zi. Despre fotbal, despre vreme, da, păi să-i mai și vorbești de medicină, să-i consulți, să le faci o anamneză, să le stabilești un diagnostic, să le stabilești un tratament. Este, eu zic, nu stresant, epuizant. Da, și atunci? La UPU până una alta? Până una alta ne descurcăm cum putem. Curios lucru, medicii de familie au refuzat de mai multe ori propunerea de a lucra în centre de permanență, motivând faptul că medicii de la unitatea de primiri urgențe au salarii mari. Se vede treaba că nu de fiecare dată venitul este hotărător într-o profesie, fiecare specialitate medicală având greutățile, dar și satisfacțiile ei.